Continuăm seria Strategii de lectură cu poezia, clasa a șasea, învățarea prin imaginație. Justificare. Poezia ne oferă prilejuri de a descoperi sau de a înțelege lumea și sinele. Transmițând idei, atitudini, sentimente, stări, versurile se transformă în mărturii ale unor clipe inefabile, devin inscripții. Cultivăm atitudinea prietenoasă pentru poezie. Cum? Vă voi oferi o strategie și o exemplificare. Strategie pentru poezie. Pregătim evenimente. Citim, reflectăm, apreciem, facem conexiuni, le fixăm în scris. Verificăm, dezbatem, evaluăm, dacă așa decidem de la început împreună cu elevii. Realizăm o fișă de evaluare cu barem. Realizăm apoi expoziții, ieșim în lume cu receptările elevilor. Oferim și primim feedback. Devenim treptat ființe poetice. Propunere. Realizați un digi-eveniment. 1. Dați-i un nume. 2. Vă clarificați ce, când, cum, de ce. 3. Creați un afiș. 4. Expuneți-l și în școală și în spațiile online. 5. După realizare, elevii își dau feedback. 6. Profesorul dă feedback. Poate să le și evalueze produsele dacă, de la început, a stabilit cu elevii că vor fi notați. 7. Se realizează expoziția pe site-ul școlii și pe alte platforme. Un exemplu de afiș. Textul ar putea fi: în perioada, elevii din clasa A participă la digi-evenimentul. Veți putea să le vizualizați produsele atât în școală, cât și într-o galerie online. Inscripții. Exemplificare. Digi-eveniment, inscripții, incursiune în lumile poeziei. Fiecare elev va primi cerințele următoare. Alege o poezie din lista următoare. O citești până o știi, o înțelegi. Apoi, pe o foaie A4, realizează o hartă mentală care să aibă următoarele elemente de conținut. Titlul, autorul. Atitudini descoperite. Imagini artistice, figuri de stil, 3, identificate și interpretate. 4. Conexiuni. La ce te-a dus cu gândul poezia, emoții, ce ți-a plăcut în mod special, ce ai descoperit și altele. 5. Semnificația titlului proiectului pentru tine. Inscripții, incursiune în lumile poeziei. Ține cont, estetica este foarte importantă. Desigur că vei verifica și ortografia. Se poate transpune harta și în Kaggle. Descoperiți ce se ascunde aici. Puteți opri resursa video. De asemenea, puteți să le oferiți elevilor și acces la fișa descărcabilă. Detalii importante pentru evaluare sau autoevaluare. Profesorul corectează hărțile mentale. Observațiile le poate scrie pe spatele lor. Înainte de evaluarea realizată de profesor, elevii se evaluează în perechi. Realizând evaluare, profesorul poate întocmi o fișă cu barem și astfel poate să și noteze produsele finale ale elevilor. Un exemplu de hartă mentală. O expoziție cu produsele elevilor. Și vă doresc spor la activități!